La sfârșitul săptămânii trecute, în sala de sport a Colegiului Tehnic Transilvania din Deva a avut loc festivitatea de premiere a copiilor care s-au întrecut în campionatul județean de basket. La competiția aflată la cea de-a doua ediție s-au întrecut copiii din tot județul. Cei mai buni au fost premiați vineri. După două luni jumate de luptă, astăzi va avea loc premierea tuturor celor care au participat la acest campionat județean de basket. Cei mai buni au fost micuții baschetbaliști de la Clubul Sportiv Viitorul Deva. Aceștia au obținut locul întâi, următorii clasați fiind cei de la Brad. La campionatul județean de baschet destinat copiilor și juniorilor au participat 13 echipe. Întrecerea a fost organizată de Clubul Sportiv Viitorul Deva.